am găsit la prof online pe exerciții de matematică. Salutare, salutare, sigur că da. Ema, pentru acasă, chiar așa mă bucur mult, că acum vrei să mă întrebi cu ceva de întrebări. Clasa A, întâi A, e Mario, te rog. Adaugă la răsturnatul numărului 12 cel mai mic număr impar de o cifră. Zici cum să mai ia. Ce s-a răsturnat, că nu știu. Adică să inversăm 12, 1 cu 2. Înțeles. Deci, răsturnatul lui 12 este? Este cel mai mic. Nu. Răsturnatul lui 12 este, să nu înțeleg. 21. Dar răsturnatul lui 379 este? 9703. Nu. Îl citim. Inversăm cifrele în ordinea asta. 973. 973. Adică cifra unităților devine a sutelor. 7 rămâne așa, că e pe poziție de la joc, să și pe mine mă interesează, și trebuie ajunge la unități. Asta înseamnă răsturnat. Bun. Care este răsturnatul lui 1001? Este? 1001. 1001, sigur că da. Răsturnatul 1001 este 1001. Și care este răsturnatul lui 1000? Nu, hai, al lui 10. Este? Este tot 10. 1. Așa, că 0 nu are importanță la început, da? Este 1. Răsturnatul lui 10 este 1. Bun. Acum că am înțeles că răsturnatul, deci mi-am pus eu la mintea, la treaba și așa, ce înseamnă răsturnatul. Acum ce spune? Adaugă cel mai mic număr impar de o cifră. Cui? Răsturnatului lui 21. Mai citește la început la unitate. Adaugă la răsturnatul numărului 12. Aha! Deci la răsturnatul numărului 12, adică la 15 se adaugă. Da? La 21 se adaugă. Cel mai mic număr impar de o cifră. Care ar fi un număr? Cel mai mic număr impar? Nu. De o cifră. Nu. Cât? Nu. Dar cel mai mic? Mai ai altul impar? Unu, sigur. Ce mai poate fi? Mai poate fi 3. Dar nu, 1, 3, 5, 7, nu mai din toți lucrurile. Dar dintre toate noi putem să-l aducăm pe cel mai mic. Deci, practic, problema ta este așa. 12 se duce în 21 și apoi 21 a adunat cu 1. Cel mai mic număr impar? 22. Asta a fost problema. Deci ce trebuie să știi tu ca să faci problema asta? Ce înseamnă răsturnatul? Inversăm termenii. Da, mama, foarte bine zis, bine. Și cel mai mic număr natural. Dar dacă spunea cel mai mare număr natural dintr-o singură cifră? Cel mai mare număr natural impar dintr-o singură cifră. 9. 9 a fost. Corect. Și dacă ți-ar fi spus cel mai mic număr natural, par dintr-o singură cifră. 0. Da? 0 a fost. Dacă ar fi fost cel mai mare număr natural, par dintr-o singură cifră. 8. Foarte tare. Bravo. Deci, lecția, după ce ai înțeles ce înseamnă răsturnatul, el a ajutat foarte bine. Probabil că trebuia să gândești mai atent și tot a fost perfect. Mai ar ceva care nu ți-a fost ție în suflet? Mai am încă 3, dar am știut. Păi dacă nu știu, te lasă, mă, că tu ești timpul. Vedeți cu mine? Mai mare cu 5 decât 3 este?
mai mare cu 5 decât 3 este? 8. 8. Ia să vedem la Biblie așa, mai mare decât... Mai 5 plus 3. Așa. Deci mai mare cu, cât ai zis, cu? Cu 3. 3 decât 5 este 8. E bine. Da. Da. Asta a fost, nu? Bun. Ei, acum tu ai avut niște problemuțe acasă, cred că ești tot bun. Dacă nu, hai să încercăm pe una din ele care cu vazele acelea din placări afară tale. Una de aceea și urmă să ne ducem să facem altă lucru. Cu vaze. Da. Dacă punem câte două garoafe. Deci dacă punem câte două garoafe în vase. În vaze. Da. Rămân 8 garoafe libere. Deci să fac și eu garoafe, vasele acelea să le fac într-un fel anume. Hai să le fac așa. Așa. Și am pus două. Și am venit două. Și am și tu ai spus 2, 2, 2, da? Așa ai pus tu? Da. Bun. 2, 2, 2, 2. Și așa mai departe. Și la ultimele tot 2. Și ultimele și tot 2. Și rămân 8 garoafe. 8 garoafe liberi, da? 8 garoafe. 8 garoafe liberi. Adică n-ai unde să le mai pui. Dacă pui câte 4. Dacă pui câte 4. Deci 4. 6 vaze libere. 4. Și așa mai departe. Rămân câte ai spus că rămân? 6 vaze libere. 6 vaze libere. Că rămâne asta și cu asta. Și încă 4 aici. Adică încă 2 de aici. Și asta pe a doua. Și am rămas libere. Și asta pe a doua. Și au rămas libere. Da? E liberă. Și asta avea două. Dar acum asta a rămas cu două. Două. Deci până aici, astea patru rămas, da? Nu, șase. Șase. Șase? Fac așa, auzi. Șase. Dacă punem câte 4 garoafe, rămân 6 vaze libere. 6 vaze libere. Foarte tare. Deci asta și încă una. Atunci am să fac eu așa, să le mișc pe ăsta mai îndreaptă, ca să vedem să mie problema corect. Deci, tu ai spus așa, că dacă pui câte două, puncte, și ultimele 6 sunt ocupate, da? Pentru că urmează ca acestea să fie libere data viitoare. Deci, aici ai pus două, aici ai pus două, aici e pus două, aici e pus două, aici e pus două, două, patru și încă două. Așa. Și încă două, s-o puși pe asta, două. Da? Deci, în clipa în care pui câte două, le completezi pe toate și pe aici puncte, puncte, dar... Profesor a spus șapte. Bun. Ca să fac următoarea precizare. Astea vor rămâne goale când pune, da? Una, două, trei, 4, 5, 6. Astea rămân goale. Toate celelalte acum vor avea câte vase? Câte vor avea în clipa asta? Au fost două și asta avea tot două, da? Înainte. Cele 8. Așa. Cele 8 care mi-au goale, le-am pus la... La 4 vaze. Cele 8 care erau goale, le-ai pus la 4 vaze, da? Și ai pus acolo 2, 2... Alo? Bună ziua! Măi, eu sunt acum la o lecție de matematică, sunt în direct aici și nu pot să stau de vorbă. Dar intrați cu microfonul la TV. Și vezi acolo, când sunt în fereastră, la profonul internet, lecțiile sunt succede acolo, până la 7.
Și după 8 poți să stai de fapt. Tu ești din Moldova, practic vrei să mă trebuie ceva, la o casă. După ora 8, dar pot răspunde. La revedere. Așa. Deci, cele? Erau două, da? Hai să spun așa. Două. Și ai pus tu dedesubt între două și ai făcut patru, da? Două. Din cele 8. 8 grafici care erau libere. Acum. Continuă raționamentul. Înainte erau pline cu două. Așa, câte două. Și acum 6 vaze libere, acum sunt goale. Mă trebuie să mai facem... Dacă ne-am 12. Deci 12, da? Și cele 12 trebuie să le pui în continuare în vazele... 6. În 6 vaze. 6. Adică le pui în fața aici, în 6 vaze. Cu alte cuvinte. Ai una care avea două, ai și pasta cu două, pasta cu două, și pasta cu două, până acum erau una, două, trei, patru, cinci, șase. Și toate acestea, luate de aici, duse aici în față, câte două, fac în total fiecare, acum face câte patru. Și iată că ai completat toate vazele, câte patru, rămân astea libere. Și atunci câte sunt, te rog să spui, câte sunt pline cu câte patru? Sunt 16 vaze. În total vor fi 16 vaze, dar aici cu flori sunt 10. 10 foarte bine, 6 au rămas aici, e perfect. 10 și 6, 16 vaze, deci răspuns corect. Răspunsul la problemă este asta. 16 vaze și câte garafe sunt în total? 40. Deci 40 garafe. 40 garafe. Foarte bine. Te rog acum să fii atent că începem un nou tip de problemă. Am înțeles. Ai făcut un mod sigur bine. Că m-ai convins aici. M-ai convins? Foarte clar la problema. Fii atent aici. Pe un kilogram de mere, da. Un kilogram de mere, da. Și unul de bere, da. Mama, da. Plătește, da. O plec. Deci, un kilogram mere plus un kilogram bere costă... Vale. Nu, costă. Costă în total. Te-am zis eu, costă? 8 lei. Costă? 8 lei. Cât costă fiecare dacă kilogramul de pere costă, atenție, cu 2 lei mai mult decât mere? Deci kilogramul de pere... Gata. Deci, 4 și 6 lei. 4 și 6. Dacă le aduni, cât faci 4 și 6? O 10. Nu, e bun. Atunci, ai depășit suma? Să văd acum cum gândești tu. Una e 5 și una e 3. De unde e acum? E bine? 5 și 3? Da. 5 și 3 fac împreună 8? Da. Adică 5 este pere, nu? Da. Și... Cântărește mai... Nu, pentru că cu 2 lei, parcă am spus mai mult decât mere, da. Nu? Și într-adevăr, între 5 și 3, diferența este de 2 și ai gândit foarte bine. De fapt, șmecheria este așa. Uite. Să ne închipuim că atâta costă mere. Da. Nu știu. Atâta costă. Perele costă în plus, deci cât merele, dar încă 2 lei în plus.
adică 2.000. În total, ele costau 8 lei. Da? În total, 8 lei. Și șmecheria este așa. Când dai din loc, pe doi de o parte, rămân la același nivel, la aceeași valoare. Da. Deci, din nou, dacă sunt 6 pentru voi, egal cu 6. Și acum sunt egale. Pe 6 rămpății la voi, sunt două segmente, da, fac 3. Adică ea face costă mereu. Mereu costă 2 lei. Mereu costă 3 lei. Iar pe RM? Cu 2 pus. Adică la 3, la 3, mai pun încă 2. 32 fac 5. Deci șmecherie este să dai surplusul deoparte. Da? Mai facem una? Da, nu știam. Ca să uite, vreau să te duc. Acum să învețăm o altă tehnică, alt tip de problemă. Uite, o carte și un stilou costă împreună, deci prin o carte, unul ce, plus un stilou, un stilou, da, costă, hai să zicem așa, 50. Costă 50 de lei. Sunt diferite? Sigur. Sigur, prețurile sunt diferite. Deci o carte și un stilou costă 50 lei. Dar să mai spun eu ceva. Stiloul este cu 10 lei mai mult decât cartea. 40-50. 40-50 cât face? 90. 90. Mai 50 peste lei. Deci stilou costă cu 10 lei mai mult. 30 cu 20. Foarte tare. Deodată te-ai gândit. Aaa, mi-am făcut. Scădeam surplusul în loc de 50. Din 50 scădeai surplusul 10 și îți dădea 40 și erau egale. După aceea, 40 împărțești la 2 și faceam 20 și 20. Asta e șmecheria. Deci surplusul trebuie scăzut și te-ai scăzut, da? Da. Bun. Uite că începe să înțelege. O carte. Cu mama și bunica. Da. Bun. Okay. Mama și bunica au împreună vârsta de 37. Nu prea puțin, 37 de ani. 46. 46. Mama și bunica. Bunica trebuie să aibă mai mult. Hai să ne facem dată. 46. Bunica. Mama are 26. 26 și 46. Da. Hai că merge. Da? Cu două cheie și un cheie. Așa. Să aflu cât costă. Deci, mama și bunica au împreună, am să zic eu, au 75 de ani. Mama plus bunica egal 75 de ani. Bunica e mai mare sau mai mică decât mama? Mai mare. Mai mare, sigur. Bunica e mai mare cu 25 de ani. Da. Bunica e mai mare cu 25 de ani decât, decât mama. Așa, deci gata. Deci este din 75 scădem pe 25, cât ai bunica mai mare și cât face la mine. Din 75 de ani scădem pe 25, mă ajuți? Dacă 75 scădem pe 25, 5 puncte 0. Da. 7 minute, 5. 50 de ani. Sunt egale acum. Pe 50 de ani ce faci acum? Împarți în două bucăți. Adică 30 și 20. Două egale sunt acum. Că sunt egale. Se poate. Se poate. Nu se poate? Nu. 50? Nu se poate împărți 50 în două părți egale? Nu. Dar dacă ai fost 40? Da. Deci 20 și 20, da? Da. Și 10 ce nu poți împărți egal în două? Mă, da. Și când vine? 5?
Și 5. Deci, și 5. Deci, fii atent când merge, nu? Deci, zicem așa, 50 este egal cu 40 plus 10. Și acum? Plus 5 și 5. Da? Și 50 împărțit la 2, e de fapt, aș spune, 40 împărțit la 2, plus 10 împărțit la 2. Ce face? 40 împărțit la 2 face 20, plus 5. Ce face? 95. Vezi? Bunica, acum, care e tehnica? Mama are 25 de ani. Și bunica are cât? 50 de ani, cu 25. 50! Da? Deci asta era. De secretul, dăm plusul de o parte. Da? Dăm plusul de o parte și... Vedem. Și pe urmă vedem exact. Da. Mai vedem încă o dată. Alte probleme. Deci... să zicem așa... Mario... plus Daniel au împreună 18 ani. Da. Au 18 ani. Dar e mai mare cu 4 ani decât. Dar idei mai mare cu 4 ani decât mare. Da. 14 și 4 ani. Deci, idei mai mare cu 4 ani. Da, da. Deci, mare are atât. Iar David are cât e el. Și încă ceva. 4 ani. Să fie să scădem din 18. Așa, 18. Îl scădem din 18 de pe 4 și face cât? 14. Și acum eu devin egal. În clipa asta cu 14, ei sunt egal. Și 14 le dăm în două. Împărțim în două, ca să fie, nu? În două. Da? Cât facem? Cred că merge. Cred că merge. Merge. Cine și cu cine fac 14? Pe 4 îl despărțim în 2 și 2. Da. Și pe 10 îl despărțim în 5 și 5. Și atunci ce face? 14. Exact. Și 14, când l-am dat în 2, face? 14 are Davide. 14 are Davide. Și Mario are 4. Nu? Hai să vedem. Deci, cum ai zis, progresezi foarte bine. E un 10 plus un 7. Nu, 10 plus 4. Și împărțit la 2, da? Și atunci, 10 împărțit la 2 face 5. Plus 4 împărțit la 2, 2. Și 5 cu 2 cât facem? 5 cu 2? 5 cu 2 este 7. Deci, ăsta are 7 și ăsta punești tot 7. Deci, Mario are 7 ani. Iar Davide, ăsta e Mario, și ăsta e Davide. Iar Davide are 7 și cu 4. Da. Adică 7 și 4 egal cu 11. Eu astăzi m-am străduit să-ți comunic un tip de model, un tip de probleme care se rezolvă prin metoda figurativă. Adică printr-un desen vedem surplusul. Și ideea este să scade surplusul, îi aducem egal. Și de ce împărțim în două? Da? Da. Deci aici e toată povestea. O nouă, un nou tip de problemă. Metoda figurativă. Metoda figurativă. Asta are ca esență este scădem surplusul. Da? Scădem surplusul. Bun. Asta ar să fie ideea. Și mai tu vreo jumătate ți-am mers? Da. Eu să vedem. Mm-hmm. Eu să vedem cum se poate. Zi-o. La ora despre noile surse de energie, Anca a... De energie, nu? De energie, da. Energie, Anca a
desena 5 case cu câte 2 panouri. Solari. Deci cu câte 2 panouri solari. Fiecare. Bun. Câte panouri a desenat Anga? Hai să vedem. Deci Anga desenează câte case? 5 parcă ai spus. 5 case. Corect. Și acum zicem prima casă, a doua casă, a treia casă, a patra și a cincea casă. Și pe bun la fiecare câte 2 panouri. Și pe 2 panouri la fiecare. Câte panouri am pus? Da. Foarte simplu. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Da? Hai, eu să facem 5 ori 2. 5 ori 2 asta era. Ce să mai pierdem timpul? Dar dacă ar fi fost așa, dacă ar fi fost 27 case... Sau mai am niște calculești. Da? Da. Ce? Ce mai am. 26 minus 10 minus 6 minus 1. 26 minus 10 minus 6 minus 1. Hai că de asta știi să faci. O faci aici. Ușor. Pe 26 scad din 10, 16. Deci pe 10 din 26. Deci e ca cu prima asta scădere face 16. Din 6. 10 și minus 1, 9. 10 și minus 1 egal cu 9. Alte metode, vreau de la tine alte metode, asta a fost așa repetat. Cum ai spus tu, cum știai cu toate zici? Alte idei, într-adevăr le-ai spus lui Dumnezeu nouă. O altă idee. Scădeam pe 1 din 6, din 6 din 1, le dădea 5. Nu, că și ăsta e datorii. Făcea șmechire ce adunăm toate datoriile. Toate... Deci ar fi fost 26 minus toată datoria asta. Adică... A, 26 lăsăm și adunăm 10 plus 6 plus 1. Așa. Și ne dăm 17. Deci 26 scădem pe 17. Asta era ideea. Și ne dădeam 9. 9. E mult mai deșteaptă decât să muncim așa. Uite, uite, că tu ești pus în situația asta. Uite așa. 200 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. Da? Păi ce faci tu aici așa să pierzi timpul? 200 minus 1 fac nu știu ce. Da? Dă-mi mâine, dar se ia scalte pe ăștia. Muncești pe urmă. Adunăm 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Asta, toată datoria asta, deci vine, va fi 200, minus... Mama, bine, făceam 1 ori 10, 10, 2 ori 10, ca să nu mai repede. Păi, dar nu e posibil. Numai trebuie să vedem cum faci. Deci se face adunarea asta. 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, gata. Plus 9, gata, știu cum. Plus 10, cum o faci la asta? 1 plus 2, 3. Da. Și cu 3, 6. Da. Și cu 4, 10. Așa. Și cu 5, 15. Și cu 6, 21. Da. Și cu 7, 28. Și cu 8, 34. Da. Și cu 9, 43. Și cu 10, 53. Ce te-am greșit? Vede. A găsit de la. Mai am o dată. 1? Sau mai bine făcea 1 plus 10. Asta e. Fac 11, da? Da. Fac aici. 2 cu 9 cu 11. Asta e. Și 3 cu 8. Ia uite. 10. Da. 4 cu 7, 11. Da. 5 cu 6, 11. Și câte echipuri de proces să dă? Nu, mama, dumneavoastră, domnule. 35. O grupă, 2, 3, 4, 5. Deci egal cu 5, ori 11.
ce e numărul 11? 511, știu! Cât? 55! Păi vezi, mă! Trebuia să facem 5 ore, 10 plus 1. Ai văzut că mine a închirit foarte tare aici. Și am și greșit când a dat 53. Deci mecherie foarte tare. Așa, cât vine acum? 200 minus 55? Cât face 200 minus 55? 200 minus 55 este egal cu 155. Da, mai viață, mai viață. Asta face acum. 10 minus 55. Da, da. Aici câte acum? 9. 5 din 9. 5. 9 din 5. 9 din 5. 9 din 5. Nu 9 din 5. 9 scăzut 5. 9 scăzut 5 este egal cu 4. Da. Și 145. 145, nu 155. Deci răspunsul corect egal cu 145. Te rog să faci acasă. Da. Să faci următoarea scădere. 300. Minus. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, minus 12, minus 13, minus 14, minus 15, minus 16, minus 17, minus 18. Poți spune 18? Da. Să vedem. Și pune, ca să fie treaba mai sigur, pune 500 scăzut. 500 scăzut la luna asta. Așa. Și, dragilor, sigur că merită să punctăm sinteza orei. Sinteza orei. Și avem aici, vă dați să știți. Am făcut probleme prin... Probleme prin desen. Probleme. Metoda. Alții. Ipoteze. Apoi probleme, metoda figurativă. Figurativă. Și asta e cea mai tare. Scăderea sau cum? Dintr-un număr, scădem mai multe numere, da? Și prin două metode, adică te scazi așa în ordine sau faci... Suagaus. Deci, iată, super, deci asta trebuie să o gândit așa și a fost greu. 1 cu 10, 2 cu 9, e bine mult mai bine și așa. Ne oprim aici. La revedere! Să nu uitați like, share și abonați la Propo Online. Și la revedere! Și încă ceva. Să amuți prieteni și să vezi vecinii. Te duci pe stradă, faci futuraș. Da, așa mă gândesc. Vrei să ajung la Propo mai să vezi lecția? Așa și voi, așa și... Oricare și de voi. Eu am dat futuraș. Da, și da. La revedere! La revedere!